Vă salut și mă bucur că ați revenit la seria întrebărilor care a ajuns la întrebarea cu numărul 30. Întrebarea din clipul precedent era următoarea. Trei tineri, Andrei, Bogdan și Cristi, se hotărăsc să concureze la alergat pe distanța de 100 de metri. Andrei termină cursa pe locul întâi cu un avans de 20 de metri față de Bogdan, care termină cursa pe locul 2, dar cu un avans tot de 20 de metri față de Cristi. Și presupunând că alergarea celor trei s-a făcut cu viteze constante, întrebarea era ce avans are Andrei față de Cristi în momentul în care el, Andrei, trece linia de sosire. Cam toată lumea este tentată să răspundă, cel puțin în prima clipă, 40 de metri. Să clarificăm întâi de ce acest răspuns nu poate să fie cel corect. În acest desen, vedeți pozițiile celor trei în momentul în care Andrei trece linia de sosire. Distanța dintre Andrei și Bogdan este notată cu D indice AB și știm cât este, 20 de metri. Distanța dintre Bogdan și Cristi este notată cu D indice BC și este distanța pe care nu o cunoaștem. Dar ea nu poate să fie tot de 20 de metri, pentru că Bogdan aleargă mai repede decât Cristi, tocmai de-aia e înaintea lui. Și va continua să alerge mai repede și până când Bogdan ajunge la linia de sosire. Ceea ce înseamnă că distanța dintre Bogdan și Cristi trebuie să se mărească până când Bogdan ajunge la linia de sosire. Puteți urmări ceea ce se întâmplă la viteză redusă, evident, în animația următoare. Se vede cum distanța dintre cei trei crește. Andrei aleargă cel mai repede, apoi Bogdan, apoi Cristi. Și când Andrei trece linia de sosire, distanța dintre el și Bogdan este de 20 de metri, dar distanța dintre Bogdan și Cristi este mai mică, pentru că urmează să crească acum, în timp ce Bogdan se apropie de linia de sosire și ajunge să fie 20 de metri abia când Bogdan trece linia de sosire. Acum știm că avansul lui Andrei față de Cristi în momentul în care Andrei termină cursa este mai mic decât 40 de metri. Dar cât este? Dacă transformăm întrebarea într-o problemă de fizică, atunci răspunsul este ușor de găsit cu ajutorul unor formule din cinematică, capitolul mecanicii care studiază mișcarea. Dar întrebările din această serie se adresează tuturor, sunt întrebări care cer mai mult logică, gândire corectă, spirit de observație decât cunoștințe dintr-un domeniu sau altul. De aceea, vă voi arăta o rezolvare care presupune să știți un singur lucru despre mișcare, un lucru atât de simplu și atât de evident încât sunt convins că îl știe toată lumea. Și anume, dacă un mobil se deplasează cu viteză constantă, atunci distanța pe care o parcurge este proporțională cu durata mișcării. Adică, dacă se deplasează un minut, parcurge o anumită distanță. Dar dacă se deplasează 2 minute cu aceeași viteză, parcurge o distanță dublă. Atâta fizică, cred că știe toată lumea, pentru că fără asta nu poți să treci de clasa a 6-a. În momentul în care Andrei trece linia de sosire, distanța parcursă de el este 100 de metri, iar distanța parcursă de Bogdan în același timp este 80 de metri. Asta știm pentru că întrebarea ne spunea că avansul lui Andrei față de Bogdan este de 20 de metri. Asta înseamnă că Bogdan a parcurs 80% din distanța pe care a parcurs-o Andrei în momentul în care Andrei trece linia de sosire. Dar pentru că distanțele parcurse sunt proporționale cu timpul de alergare, înseamnă că această constatare trebuie să fie adevărată în orice moment al alergării. Și atunci putem spune că în orice moment al alergării,
distanța parcursă de Bogdan reprezintă 0,80% din distanța parcursă de Andrei. Raționamentul se poate repeta pentru Bogdan și Cristi. În momentul în care Bogdan trece linia de sosire și a parcurs 100 de metri, Cristi a parcurs 80. Și asta știm din textul întrebării. Deci și Cristi a parcurs 80% din distanța parcursă de Bogdan. Și așa cum am arătat, această constatare trebuie să fie adevărată în orice moment. Deci putem spune că în orice moment al alergării, Cristi a parcurs 80% din distanța pe care a parcurs-o Bogdan. Acum putem afla răspunsul la întrebare. Când Andrei trece linia de sosire, el a parcurs 100 de metri. Bogdan a parcurs 80% din această distanță, 0,8 înmulțit cu 100, adică 80 de metri. Iar Cristi a parcurs 0,8 din distanța parcursă de Bogdan, adică 80 înmulțit cu 0,8, 64 de metri. Dar dacă Andrei a parcurs 100 de metri și Cristi 64, înseamnă că avansul lui Andrei față de Cristi, în momentul în care Andrei termină cursa, este de 36 de metri. Ca de obicei, răspunsurile corecte au venit de la Dumitru Antonie și Daniela Carmen Băduță, cărora le mulțumesc din nou pentru colaborare. Să auzim acum întrebarea de azi. După cum știți, azi toți se pricep la toate, inclusiv la testele COVID. Ca să dovedesc că nu e chiar atât de ușor cu testele, vă propun o întrebare despre un alt fel de test legat de circulația rutieră, și anume testul care măsoară concentrația de alcool în aerul expirat, etilotestul. În general, orice test poate da un rezultat așa numit fals pozitiv, adică în cazul testului nostru, testul arată că ai alcool în aerul expirat chiar dacă n-ai băut. Asta se poate întâmpla din multe motive, unele medicamente pot produce acest efect, suplimente alimentare, unele boli, de pildă diabetul în anumite situații și așa mai departe. Și acum urmează două informații foarte importante pentru găsirea răspunsului la întrebarea de azi. Prima informație. Există multe tipuri de dispozitive cu care se realizează acest test, unele mai precise, altele mai puțin, dar studiile arată că în medie aceste dispozitive dau cam în 5% din cazuri un rezultat fals pozitiv. Deci din 100 de persoane care n-au băut, testul va arăta totuși că 5 au băut, în medie. Nu există și rezultat fals negativ în acest caz. Adică dacă ai băut, atunci etilotestul va arăta că ai băut. Dar, așa cum am spus, în 5% din cazuri pot să apară rezultate fals pozitive. A doua informație. Tot studiile arată că, în medie, cam un șofer din 1000 circulă beat. Nu mă refer la faptul că ar fi băut acum 5 ore un pahar de vin sau un pahar de bere și acum conduce automobilul, ci mă refer la un șofer beat. Poate că la noi în România acest procentaj este mai mare, pentru că la irresponsabilitate suntem imbatabili. Dar în general, asta arată studiile. În sinteză, aveți nevoie de aceste două informații, pentru că urmează imediat întrebarea. În 5% din cazuri, testul dă rezultat fals pozitiv și a doua, cam un șofer din 1000 este într-adevăr beat la volan, la un moment dat. Și acum vine întrebarea. Atenție, mă refer la un șofer oprit întâmplător, de pildă într-un filtru și nu pentru că
ar fi observat polițistul că traiectoria automobilului pe care îl conduce e mai sinuoasă decât traiectoria unui șarpe. Deci, dacă testul este pozitiv în cazul unui șofer oprit la întâmplare, care este probabilitatea ca acel șofer chiar să fie beat? Aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre. La revedere!